Helmut Ducadam le-a luat apărarea sportivilor ruși după ce aceștia au fost suspendați din cauza invaziei lui Vladimir Putin în Ucraina. Fostul mare portar al stelei nu este de acord cu decizia pe care au luat-o forurile internaționale de sport și a dat exemplul Nadiei Comânece din perioada comunistă. Duca Adam crede că hotărârea este una politică. Sportivii din Rusia și Belarus nu au voie să participe la competiții după ce Rusia a atacat Ucraina. Am spus-o de la început, mi se pare total ilogic, dar sportul la ora actuală este condus de politicieni și tot ce se răsfrânge asupra sportivilor este politic. Nu știu ce vin au sportivii ruși și bieloruși că este război. Nu mi se pare corect această treabă. La un moment dat s-au pus presiuni și sancțiuni pe China că nu au găsit o jucătoare de tenis. După ce au găsit-o și era bine, mersi, tot nu s-au ridicat acele sancțiuni sportive. Atunci, ce să zicem? Trebuia suspendată și Nadia Comăneci pentru că a fost primită de Nicolae Ceaușescu. Sportivii cubanezi au fost primiți de Fidel Castro și așa mai departe. Părerea mea este că decizia este pur politică. Este păcat pentru anumiti sportivi care nu mai pot să-și facă meseria din cauza unor conducători. Nu este vina lor că țara este condusă de Putin sau Biden, a declarat Ducadam la ProArena.